Numărul infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 din ultimele 24 de ore a ajuns la 5, rata cumulativă a îmbolnăvirilor fiind de 0,62 la mie în Mehedinți, iar la nivelul municipiului Drobeta, Turnu-Severin, rata a scăzut la 0,66 la mie. În ceea ce privește vaccinarea anticovid la nivelul județului, au fost administrate 530 de doze de ser. Rata incidenței cumulative în ceea ce privește infectarea cu coronavirus se menține sub 1 la 1000 de locuitori la nivel de județ. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 83 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 50 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 5 persoane și au fost înregistrate 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,62, iar la Drobeta, Turnu-Severin avem o rată incidenței de 0,66. În ultimele 24 de ore, peste 500 de mehedințeni s-au prezentat în centrele de vaccinare și în cabinetele medicilor de familie pentru imunizarea anticovid. Dintre acestea, 107 doze au fost prima administrare, 184 doze cele de două administrare și 178 persoane au primit doza booster. În cabinetele de medicină de familie au fost administrate 61 doze de vaccin produse de compania Johnson & Johnson și Pfizer BioNTech. De la începutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, la nivelul județului Mehedinți au fost administrate un număr de 145.134 doze din cele 160.000 primite de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție a Vaccinului.